Salutare dragilor și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de tutoriale Redstone În care vom vorbi despre un element foarte, foarte important în Redstone Foarte, foarte utilizat mai ales Pe lângă praful despre care noi am tot vorbit, îl avem acolo în spate, l-am folosit foarte mult Am folosit și un mititel Repeater Redstone Repeater se numește Bănuiesc că mulți dintre voi ați auzit despre această componentă, dar poate unii dintre voi nu știți sau nu ați înțeles exact cum se folosește sau ce face el exact. Sau poate nu știți un niște mici trucuri legate de acest frumos repeater. Așa că în episodul acesta vom învăța despre el și cum putem să începem cel mai bine decât cu rețeta lui. Este foarte simplu, 3 bucăți de piatră topită, deci neapărat piatră topită nu merge cu cobblestone, două torțe de redstone și un praf un praf de piatră roșie. Acum probabil că vă întrebați, ok, dar dacă ăsta se face din torțe, de ce nu ai vorbit mai întâi despre torțe? Uh, pentru că mi se pare mai ușor de înțeles repeaterul decât, adică repeaterul mi se pare un element puțin mai simplu decât torța. O să... o să vorbim în episodul următor despre torța de redstone, dar în episodul acesta am zis să începem cu repeaterul pentru că mi se pare că e puțin mai ușor decât, uh, decât torța. Pentru a vorbi despre el, evident că îmi va trebui și un mic bloc de ajutor și ce bloc am putea să folosim noi mai bine decât, bineînțeles, unde este blocul de fier, unde este blocul de fier. Se ascunde de mine, dar nu mai contează, uite la aici. Bun. Deci, care este faza cu acest repeater? Ne va trebui, bineînțeles, și sursa de redstone pe care am tot folosit-o. Oricare din ele putem să folosim levere, putem să folosim butoane sau pressure plate-uri, nu mai zic trapdoor-uri. Așa, dar o să folosim leverul. Deci, noi știm și v-am explicat în primul episod că redstone-ul duce maxim 15 blocuri. Deci, avem 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și asta ar fi al 16-lea. Dacă eu apăs aici, observăm că duce până aici, nu mai duce până la al 16-lea. Și puterea tot scade. Dacă vrem să vedem puterea, vă mai arăt încă o dată, putem să ne uităm aici. Și avem power 14. Ce face repeaterul? Ce se întâmplă? De ce există repeaterul în joc în primul și în primul rând? Da? De, ce, de, ce, am vrea noi să avem un repeater în joc? Ei bine, noi putem duce restul maxim până la 15. Mi se pare și normal, adică dacă am putea să-l ducem la infinit ar fi prea, prea, nu știu, prea, prea ușor, nu știu cum să explic. Și dacă vrem să ducem mai mult de 15, putem să ducem cu un repeater. Și repeaterul ce face? Ia din nou de la 15. Deci vedeți că avem iarăși 15. Aici aveam 1, repeaterul se activează și aici avem din nou 15 și putem să mergem încă o dată încă 15 blocuri până aici. Iar aici al 16-lea iarăși este oprit și bineînțeles că putem să punem iarăși un repeater. De asemenea, nu trebuie neapărat să punem repeater în capăt de tot, putem să-l punem și undeva pe la mijloc, da? Și va da tot 15, deci aici aveam 7 și aici o luăm din nou de la 15 fiindcă am pus un repeater. Deci primul și primul și cel mai important lucru de știut despre repeater la început, adică dacă sunteți complet începători și nu știți prea multe despre asta, cel mai important este să știți că repeaterul prelungește semnalul, da? Deci vă permite să-l duceți cât de departe vreți. Ceea ce e foarte, foarte bine și foarte important de știut. Acum, ca idee, nu este singura putere pe care o are repeaterul. Și anume, repeaterul, bănesc că ați observat că are niște poziții, da? Are câteva poziții la aici. De ce are el aceste poziții, vă întrebați? Și iarăși, încă un motiv pentru care am vrea să avem acest repeater în joc este pentru timing. Pentru că, de exemplu, eu pun un lever și aș vrea să-mi activeze o ușă. Stați iau o ușă, că doar de ce nu. Ușă din asta, așa. Și avem o ușă, da? Și aș vrea să activez această ușă. Ăsta e așa. Așa, așa, pac, pac. Eu vreau să activez această ușă vedeți că ea se activează. Dar, poate eu aș vrea să o activez, nu știu de ce aș vrea chestia asta, dar să zicem că aș vrea să o activez peste un timp mai îndelungat. Pot să prelungesc semnalul cu aceste repeatere. Momentan o să dăm așa random și după aia vă explic și care e faza cu aceste poziții. Și acum vedeți că se activează mult mai încet. Care este ideea cu aceste poziții? Pentru că foarte, foarte multă lume le încurcă. Și de asta vreau neapărat să le explic foarte, foarte clar și sper să înțelegeți. În Minecraft, Minecraft funcționează pe principiul ticurilor, da? Deci există în Minecraft ticuri. Ce este ăla un tic? În versiuni mai vechi, este a 20-a parte dintr-o secundă, era. În versiunile actuale s-a schimbat puțin, din ce am observat. Deci, de exemplu, prin 1.8 când m-am apucat eu, bine, m-am apucat prin 1.7, dar uh, în 1.8 știam că era un tic, era a 20-a parte dintr-o secundă. Acum, un tic este a 10a parte dintr-o secundă. Deci dacă am avea 10 ticuri, înseamnă că avem o secundă. Fiecare poziție a unui repeater înseamnă un număr de ticuri. Aici, pe poziția 1, pentru că foarte multă lume confundă, foarte multă lume crede că ăsta este un tic. Nu este așa. Prima poziție, cea default, deci când am pus repeaterul jos, el este pe prima poziție. Poziția inițială înseamnă un tic, unul singur. Asta este poziția de un tic. Poziția a doua înseamnă 2 ticuri. 3 ticuri, 4 ticuri. Și înapoi la 1. Deci nu există 0 ticuri, cum confundă multă lume și zice că asta ar fi 0, asta ar fi 1, asta ar fi 2 și asta ar fi 3. Nu este așa, este 1, 2, 3, 4. Pentru că dacă vă uitați, dacă eu pun. Putem chiar să facem o comparație. Dacă eu pun doar ripitere pe un tic și apoi pun o linie de redstone. Dezavantajul la repeatere, eu pot să pun ripitere la nesfârșit, să zic, știi, și se duce semnalul. Dar dezavantajul este că. Lipitările prelungesc timpul, da? Și dacă ne uităm, ușa aceasta se activează din stânga mult mai repede, pentru că redstone-ul nu prelungește numărul de ticuri, da? Deci chiar și poziția inițială a unui repeater oferă și ea un tic, deci oferă o mică prelungire, foarte, foarte puțin, da? Deci dacă pun, de exemplu, un singur repeater, nici nu prea o să se simtă, dar există această prelungire, putem fi atenți, Vedeți, deci e o prelungire de un tic, este foarte, foarte puțin, e a 10 parte dintr-o secundă. Deci e super, super puțin, dar ea există. Deci fiți atenți, un tic, două ticuri, trei ticuri, patru ticuri, asta trebuie să știți. Și cu aceste șmecherii voi vă puteți face tot felul de, tot felul de aparate, da? Folosi, folosindu-vă de timere. De exemplu, nu am învățat noi chiar ceea ce ne trebuie, dar să zicem că o să luăm un aparat despre care încă nu am vorbit în seria de Reston, dar aia e, ca să vă pot explica mai bine care sau ce puteți exact să faceți cu aceste timere. Uh... Sau hai să nu o luăm, că de fapt mi-ar trebui mai multe componente, nu o să luăm asta, o să, o să, facem când ajungem mai departe. Mai avem ceva să vă arăt despre Peter, dar în primul și în primul rând să înțelegeți aceste concepte. Deci repeaterul prelungește semnalul și ajută la timing. Da? Deci, eu pe lângă faptul că pot să prelungești semnalul, o să-l și fac să fie mai lent în felul acesta. Foarte important de știut e că nu există absolut nicio posibilitate să fac ca repeaterul să aibă zero ticuri. Deci eu nu pot să duc semnalul de aici până nu știu unde, deci de la acel lever până nu știu unde, nu pot să duc semnalul în zero ticuri, că ar fi prea OP. Drept urmare există această, această cum se zic, ca un fel de stop, adică ca să nu fie prea o pecă, după aia ai putea să duci dintr-un punct, ai putea să duci redstone la 10 km, bine, 10 km, cât ai și tu distanța de redare, că dacă ai distanța de redare de 10 ceancuri, nu poți să duci mai departe de vreo 10 sau 8 ceancuri, nu mai știu, mi se pare că nu toate ceancurile pe care playerul le vede uh, funcționează, adică dacă eu văd până la 10 ceancuri, s-ar putea să fie încărcate vreo 8, 9 ceancuri, s-ar putea să nu fie chiar toate 10 activate, nu știu sigur, este asta, dar oricum Înțelegeți ideea? Oricum ar fi, dacă folosiți repeatere, vă va adăuga un mic delay, dar vă zic că nu este o mare problemă. Bun. Acestea fiind zise, mai are repeater-ul și alte avantaje. Și un mic secret la final, deci dacă vreți să-l aflați, sau poate îl știți deja, dar dacă nu-l știți și vreți să-l aflați, puteți să vă uitați până la final și o să-l aflați. Ei bine, să zicem că eu mi-aș dori să duc semnalul printr-un bloc. De exemplu, să fac ceva de genul acesta, da? Că cine știe, poate am ceva special la acel bloc, da? Nu merge. Deși blocul acesta este încărcat cu putere. Deci ca să știți, dacă redstone-ul punctează într-un bloc, înseamnă că îl încarcă cu putere. De exemplu, dacă eu pun aici o ușă, ne uităm că ușa este activată. Pentru că redstone-ul acesta punctează în bloc, deci înseamnă că blocul este încărcat cu putere și dă semnal la toate chestiile de pe lângă. De exemplu, dacă pun o ușă deasupra, va fi și ea deschisă. Deci toate chestiile de pe lângă sunt activate. Și acum vine întrebarea, dacă toate chestiile de pe lângă sunt activate, de, de ce redstone acesta nu e activat? Pentru că, din același motiv, ar fi prea OP, că ai putea să ți faci, de exemplu, aici să pui un repeat, să pui un bloc, și ar fi prea OP, că ai putea să te duci la nesfârșit, da? Deci, nu merge, nu poți să iei semnalul dat de, o, de un redstone dintr-un bloc, nu poți să le iei tot cu redstone, dar îl poți lua cu ripitare, în felul acesta. Ceea ce este foarte, foarte șmecar. De asemenea, hai să ne uităm ce se întâmplă dacă repeaterul este cel care dă semnal în bloc. Anume, funcționează. da? Deci, repeaterul, dacă semnalul dintr-un bloc este dat de un repeater, atunci redstone-ul de lângă el poate să ia respectivul semnal. Dacă uh, cel care punctează în bloc este un redstone normal, atunci redstone normal nu poate să ia semnalul, trebuie să fie luat de câte un repeater. Da? Deci, e ori așa, ori varianta inversată. Cum doriți voi, evident că varianta aceasta este puțin mai ieftină, dar e în funcție de preferințe, adică nu contează neapărat că e mai ieftină, că dacă stați să vă gândiți, dacă punem așa, putem să uh, scuze, putem să modificăm timingul. De exemplu, noi vrem ca pe dreapta să fie un timing mai mare decât pe stânga. Putem să le modificăm. De asta este bine și așa. Depinde de ce mecanism vreți să faceți practic. Cam asta este ideea. Și Cam astea sunt principalele lucruri despre un repeater. V-am zis, este un element destul de simplu din redstone, de asta am vrut să începem cu el. Bine, pe lângă obiectele care declanșează redstone-ul principale. Am vrut să continuăm cu acesta, dar mai are el o mică șmecherie, puțin mai complexă. Dar o să vă explic în tutorialul acesta, pentru cei care o înțeleg, e puțin mai avansată și e foarte rar folosită, deci nu o să o întâlniți foarte des în, în mecanismele voastre, dar dacă vă interesează să știți că o puteți folosi. Și anume ce se întâmplă dacă un repeater dă, activează un alt repeater din lateral. Ei bine, puteți observa că nu se întâmplă. Nu se activează, da? nu se întâmplă, nu, nu captează energie din lateral. De exemplu, dacă eu pun aici un redstone, nu se activează repeaterul. Da? Nu, nu, primește semnal, primește semnal doar prin partea lui principală, prin spate și îl dă prin față. Nu putem să scoatem semnalul pe aici. Da? Deci el, prin lateral el nu poate primi și nu poate ceda semnal. Primește prin spate și cedează prin față Asta am uitat să vă explic Nu știu cum am reușit să uit tocmai de asta Dar hai să, să punctăm și asta Deci el primește semnal prin spate Și uh, îl trimite mai departe prin față Nu poate interacționa cu lateralele da? Lateralele nu, nu interacționează cu el În schimb Dacă el din lateral primește un repeater Primește putere de la un alt repeater Acesta de aici este blocat Ce înseamnă că ăsta de aici este blocat? bine, eu pot să-l mut, dar nu mă interesează faptul că pot să-i mut ticurile. El este blocat. Adică dacă îi sparg acest redstone... Magie! Magie, băieți! Am făcut magie! De ce am făcut magie, vă întrebați? Pentru că repeaterul acesta trimite semnal. Dar unde e redstone-ul? Deci el nu primește semnal, dar totuși îl dă mai departe. Sau, hai să dezactivăm -a... și-a revenit asta. Facem așa, de fapt scoatem asta, îl blocăm iarăși pe ăsta, dar de data aceasta este blocat pe oprit. Da? Deci el este blocat pe poziția oprit. Și dacă îi dau așa, unde e semnalul? Deci el primește semnal, dar nu îl mai dă, mai, dă mai departe. De ce? Pentru că, asta e șmecheria repeater-ului, v zis, este foarte rar folosită, dar se poate folosi. Dacă un repeater este activat din lateral de un alt repeater, el rămâne blocat pe forma inițială. Da? Deci chiar dacă eu îi dau semnal, degeaba îi dau, pentru că el este blocat pe oprit. Și dacă sparg ăsta, el acum este pornit. Acum îl pun pe ăsta înapoi, el este blocat pe pornit și nu mai poate fi oprit. Da? Deci el dacă este blocat pe pornit, eu nu mai pot să-l opresc. Chiar dacă îi iau sursa de energie, vedeți, el nu are sursă de energie, dar totuși el rămâne pornit. Ceea ce e destul de interesant, nu știu. Dar, din nou, e o chestie rară, totuși foarte, foarte interesantă. Nu știu, dacă vă vine o idee în care v-ar putea ajuta, este interesant de știu. Deci, repeater-ul are această posibilitate de a fi blocat. Iar posibilitatea lui de a fi blocat ne dă, posib ne dă diferite posibilități. Mm, nu știu dacă aș putea să vă dau un exemplu clar. Hai să încerc, totuși. Uh, dacă de fapt o să pun asta înapoi și să zicem că fac ceva de genul acesta. De exemplu, în situația aceasta, da? Uh, o să aveți voi situații chiar de genul acesta, dar vedeți că. Eu încerc să-i dau semnalul ăstuia, dar nu reușesc pentru că acest repeater acționează asupra lui mai repede, îl blochează, iar semnalul de aici nu mai merge pentru că acest repeater este blocat pe off. Da? El are posibilitatea de a fi powered sau unpowered. Da? Uh, acesta este powered, iar acesta este unpowered. Ei bine, ăsta de aici este blocat pe unpowered, ăla din stânga. Și acum el nu mai poate fi activat. Deci eu orice i-aș face, oricât i-aș pune aici sursă de energie, el nu poate fi activat. În schimb, să zicem că punem asta la 4 ticuri. Aici punem 3 ticuri în total. Da? Deci astea trei se vor activa înaintea ăluia. Hop! Se pare că... n-am am. Ok, hai să facem. Așa. Deci, vreau să-l blochez pe pornit. Acum nu mai poate fi oprit. Deci oricât m-aș eu nu pot să-l opresc. Nu pot să-l opresc. Observați? Nu pot. Hai să punem și două repitere din lateral, deși n-am făcut treaba asta niciodată, dar nu prea are efect. Oricum, e suficient să fie activat dintr-o singură direcție și se blochează. Nu știu cât de clară este partea asta de final, dar eu sper că e destul de clară. Dar v-am zis, e o chestie mai avansată, nu neapărat foarte avansată, dar e o chestie pe care nu o puteți folosi în unele mecanisme pentru a... Cum să vă explic? Pentru a vedea dacă vreți sau nu să se întâmple ceva. Adică dacă, dacă, acest repeater este pornit, atunci nu vreau ca ăsta să primească semnal. Da? Pentru că ăsta nu poate să primească semnal dacă ăsta e pornit. Dacă îl dezactivez pe ăsta, ăsta o să poată să primească semnal. Cam asta, de obicei cam așa se folosește șmecheria asta în sisteme rare, dar posibile. Bun, ne-am distrat pe aici, am făcut tot felul de chestii cu ripitere. Cam asta sunt repeaterele băieți. Sper că e totul clar, dar cel mai și cel mai important v-am zis. Faptul că repeaterele prelunge semnalul, facem așa un mic rezumat al lecției, da? Deci, uh, repeaterele prelunge semnalul, au delay, deci pot să ofere o întârziere a semnalului și ele au patru poziții, fiecare poziție adăugând câte un tic. Deci prima poziție are un tic, a doua are două și așa mai departe. Nu cum crede foarte multă lume că uh, această poziție ar fi prima și ca aici ai avea un tic. Nu, aici ai două ticuri, da? Deci asta trebuie să înțelegeți. Bun. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Sper că mai vreți și alte tutoriale și noi o să ne data viitoare. Pa, pa!